ce o să reușim să aducem. Apropo, trebuie să te întreb și am bine, am vorbit un pic, dar acum fac și că nu știu, dar tricot tu spune puțin povestea tricolului, că este un tricou tare drag și când vedem acolo Cosmoron, putem spune că nu mai există pe piață, ne aduce aminte și e și Loto, ne aduce aminte de niște perioade. Da, e un tricou frumos, dar în același timp de tristă amintire, Cătălină. E tricou pe care l-a avut și Cătălin Hildan pe el în sezonul, adică modelul de tricou, nu e acesta tricou, da? când din păcate a avut loc fatidicul meci de la, de la Oltenița. E un tricou de epocă, să zic așa, unde eu eram copil, prea puțin conștientizam la șase ani ce, ce înseamnă fotbal, însă ce mai cu experiență decât mine și-a cu drag aminte de acea perioadă, da? Dinamo întrerupea dominația lui Steaua și așa mai departe. Dinamo începea să strângă iară trofee. O perioadă dragă, da? în 2000, cu Cătălin Dan cu Adrian Mutu, Maru Ziculae, foarte mulți jucători atunci la, la Dinamo care făceau performanță, un Dinamo care juca în Europa, un Dinamo care a adus atât de multe bucurii. În același timp, după cum am spus, tricou, modelul de tricou pe care și Cătălin Dan, l-a purtat în momentul în care l-a trecut la cele veșnice la Oltenița Mâine se împlinesc de 23 de ani 23 de ani de la trecerea neființă Ce să spun E de datoria noastră, Cătălina, tuturora să nu, să nu lăsăm pradă uitării simbolurilor noastre Suntem creștini și ideea de a comemora, face un parastas. Practic, parastas vine din greaca, sta în fața lui Dumnezeu, dar practic noi stăm în fața eroilor noștri. Și trebuie să ne gândim și să ne rugăm pentru odihna lor, astfel încât noi să avem putere în viitor. Pentru că ar fi bine să ținem minte un lucru, Cătăline, dragi urmăritori și ascultători, istoria a fost scrisă de eroi, de aceste modele. Chiar dacă ne referim la istoria unui club de fotbal, toți cei care și-au vărsat sângele la propriu pentru Dinamo, toți cei care au luptat pentru Dinamo și toți cei care au trecut la cele veșnice jucând pentru Dinamo. Iar dacă noi, ca și suporteri, ca și conducători de club, nu onorăm această sfântă memorie a celor care s-au jertfit la propriu și la figurat pentru Dinamo, vom ajunge precum o biserică fără Hristos, un club gol, fără nimic, fără iubire, fără căldură, fără atașament, un club de carton, un club fără identitate. Exact. Dinamo și-a pierdut din păcate identitatea. Asta este grav și nu doar fotbalistică. A avea identitate nu înseamnă doar să ai un fotbal ofensiv, de contraatac sau nu știu ce. Nu, nu, nu. Identitate înseamnă un stadion Identitate înseamnă o bază largă de suporteri, înseamnă marketing pentru suporteri, înseamnă marketing al clubului către ligă, federație și extern, parteneri externi, legături externe. Asta înseamnă identitate. Ca momentul în care cu un tricou, ca acesta, sau indiferent unde se află această siglă, te duci oriunde în țara asta sau oriunde în străinătate, lumea să fie auzit. Din păcate, și am experimentat eu în străinătate când le vorbeam de Dinamo și aduceau aminte de Dinamo 80, adică generația aia. Deci dacă intram pe un moment dat, ați mai de Dinamo acum, nu știu nimic. Pentru că acest club a fost lăsat de izbeliște, toți conducătorii, de toți oamenii. Iar aici intervine cruciala și crâncena luptă pe care conducătorii lui Dinamo trebuie să o ducă. Pentru că dacă vii și îmi spui că până în 2028 Dinamo trebuie să devină cel mai respectat club. Eu zic, de ce nu 2025? De ce nu 2024? Pentru că asta mă deranjează pe mine. Mergem clișeic, mergem la suprafață, mergem la, cum să zic, Cătăline, la general. Eu cred că poporul ăsta român și suporterul din s-a săturat de generalități. S-a săturat de, de, de banalități. Păi asta e, pentru că nu vreau o chestie concretă. Ce, ce, înseamnă concret cel mai respectat club? Dinamo nu este respectat. Sub nicio formă. Dinamo e programată tot. Vinerea tot, lunea tot, când vor ei. Dar numai sâmbătă sau duminică nu joacă. Pe păi așteptăm Cătăline trei luni de zile să ne programeze și pe noi sâmbătă într-o deplasare? Păi, pe, bune, asta este realitatea. Deci nu se poate așa ceva. Tu ești în veșnic acolo și eu nu cred, nu cred că nu există o modalitate de a atrage atenția. Fie că vorbim de Digi sau Liga sau și cine, bă, dar mai pune, bă, tată și pe alții. Nu suntem numai noi. De ce nu pui ce ul lunea în deplasare? Că au trei speriați care merg o dată la șapte meciuri în deplasare. Haideți să fim serioși. Nu, asta este realitatea. De ce nu e cineva care să spună lucrul ăsta? Văd ce discuții sunt între suporteri, Cătăline, mergi la Galați, vine. Păi bine că nu l a pus vineri la 5. Ca să fie sigur că ajung și ăștia doar câțiva acolo. Nu se poate și am meciuri, Botoșani, voluntar voluntariu să joacă sâmbătă. Păi, da, asta e da, nivelul. Voluntari, ia și sâmbătă. Noi am jucat. Uitați-vă că are dreptate, dreptate în Bogdan. Suntem echipa cel mai des programată în afara zilelor de weekend. Din nou, din nou, vineri și luni suntem programați și mai des să jucăm. Din nou. Da, și asta este o lipsă de respect. Pe de-o parte, pe de altă parte, poți să domne, că este respectul, că Dinamo este echipa care aduce și audiență și vrem audiență și în afara zilelor de weekend, dar este lipsă de respect la adresa fanilor. Pentru că tu ai spus, uite, tu suporte din Sibiu, din Amovist, pentru că nu sunt atât de multe echipe în România și le numeri pe degetele de la o mână care au suporte și în afara orașilor lor, nu poți să ajungă la stadion. Asta se întâmplă. Cătăline, știi de ce te-aș contrazice eu aici că n-a formă de respect, că totuși ești echipă care atrage audiență? Păi mai că zic eu treabă. De ce nu cred eu chestia asta? Pentru că de sezonul acesta sau de sezonul... Nu, cred că de sezonul acesta, deținătorul drepturilor TV a suplimentat bugetul cu 2-3 milioane, ceva de genul, care să fie bani acordați în funcție de prezența la stadion a suporterilor. Păi atunci a fie echidistant, fratele meu. Fie echidistant. Pentru că tu da. acolo sunt menționate și echipele care trebuie să aibă un stadion de minim, nu știu, 10.000 de locuri și se aplică nu știu grilă dacă nu. Adică e o, iar o combinație gen cupa României de nu înțelege nimeni, nici cel la care dă banii nu înțelege. Dar în sfârșit, fie atunci echilibrat. Păi fie echilibrat. Nu știu, ai echipele cu cei mai mulți suporteri în deplasare. FCSB din să zic. Da? Că cam astea sunt echipele care duc cei mai mulți suporteri în deplasare. Bă, Hai la bă. finalul turului trebuie să fie un echilibru la meciurile jucate în deplasare, în funcție de zilele acestea. Așa ar fi corect, așa ar fi echidistant. Să mă mai lase cu bilele alea, deci că suntem la BLOTO așa se extragea și la mondialul din 30. Faceți, bă, tată, un sistem care să aibă niște reguli, care să aibă niște criterii în baza cărora să fie trase la, evident în 2023. Să nu spună lumea că nu se poate, că eu cu asta mă ocup la job. Deci... să vezi sâmbătă când merge la Sibiu, da, pe 21, la ora 5, ce avalanșe de fani o să fie, tocmai pentru că se joacă sâmbătă și permis, practic, să fie un hub acolo al fanilor din Crișana, din Bana, din Ardeal, din București, Brașov. Să vezi ce nebunie să fie, pentru că da, Dinamo este echipa care atrage foarte mulți fani și acasă și în deplasare. Și este, tu ai spus, de Dinamo Rapid FCSB. Eu cred că asta este ordinea, sincer, din ce, dau, din ce văd. Dinamo Rapid FCSB. Restul mai... Mai puțin, da, nu spre da, deloc. da, așa este. Ca să fim cât se poate de sincer, Cătăline. Nu, asta nu înseamnă că nu există și alte echipe cu peluze puternice, ba da, dar. Uh, pe Andrei, știi cum e. Voi să fiți prezenți, tată, că așa ce să facem? Online nu putem bea, nu are farmec. Vorbiți cu colegul și prietenul nostru, Dragoș Stochiță, de experiența la minus 20 de grade în centru, în centru orașului Să vă poate explica mai în detaliu Dar na, trebuie găsit o soluție, Cătăline Și am văzut comentarii, domne, că nu au bani și de a 2028 Ce v-am zis eu aici nu are legătură cu bani no, Să te no. duci la ligă, să expui un punct de vedere Să te duci la Federație în cazul cupei României și așa mai departe Nu, nu necesită bani Că la Neagino nu te duci să-i fie, nu știu, 100 de lei intrarea, știi, ca la curs sau la o petrecere. Vrei să vorbești cu Neagino? Ia zi vrei când stai pe cam oră, hai 200 și e bine așa, te duci și după o oră îți bate la ușă, hai, dacă nu mai dă 50 de lei. Cum era la internet cafe, dacă ți aduce duce aminte Cătăline pe vremuri, de îți cumpărai jumătate de oră. De... Ea. Na, nu, deci trebuie, trebuie efectiv să ne dă, puțin din coate și haide, haide, hai să facem treabă. Pentru că suporterul din Amovis când s-a pus pe treabă a strâns milioane de euro. DINAMO va da locuri de muncă, domnilor. Suporterii dinamoviști va da locuri de muncă, de fapt, nu DINAMO. Suporterii. Că n-a fost nimeni aici cu punguța cu doi bani, care Aia zic Ai, bă, că o țin eu. Au fost oameni care au ajutat mai mult, ca o potență financiară. A, da, deci nu trebuie să-i lăsăm deoparte. Da, Însă da, da, a fost da. munca titanică a zeci de mii de dinamoviști. A zeci de mii de dinamoviști care au oferit locuri de muncă. Iar cei care se află la conducerea lui DINAMO, așa ne pot răsplăti. Așa ne pot răsplăti. Atenție, ca să, înțelegem. Ca să eu nu dau acum nimeni și nu le reproșez nimănui. Nu reproșez nimănui ceva. Însă, îmi exprim niște gânduri și cum o văd eu că ar trebui. Nu se poate, pentru că Dinamo în continuare e un sat fără câini, din păcate. În momentul față eu așa o văd. Pentru că nu există nimeni acolo care să dea cu pumnul masă. Nu înțeleg diplomație, KPI-uri, corporatisme, dar chestia asta o poți aplica într-o societate care e pregătită de așa ceva. Mai fost un lider interbelic român, Cătăline, nu o spun numele, care întrebat fiind când o să pună mâna pe putere, el a spus, printr-o, cum? A zis, printr-o revoluție culturală, că degeaba fac eu o revoluție armată dacă poporul nu-i pregătit. La fel și aici, degeaba încerci tu să fie la diplomatul într-o gașcă de hiene. Că te mănâncă de viu și tu rămâi cu diplomația ta. Și din ce nu mai schimbi nimica. Uh, e, tu spui foarte bine și așa este. Până la urmă, res, res, respectul nu vine neapărat prin banii pe care îi ai. Și tu trebuie să faci anumite lucruri și să. Uite, eu mai dau un exemplu apropo de respect, deși eu să spun, Doamne, cumva e în antiteză. Nu, dacă ne ești furat, urlă, țipă, vorbește, reclamă că suntem furați. Cu arbitraj, nu știu, am și eu uh, fixurile mele. Prefer să facem asta decât să spunem, domne, noi nu suntem așa. Nu, fie așa. Fie așa pentru că vei fi tot timpul luat la preț de matineu. Și cu asta, cu televiziune, cu programă, da, sunt chestiuni pe care le poți face, ce le poți stabili, în ciuda unor minusuri financiare pe care le ai sau anumitor lucruri pe care le poți face. Uite, ca idee, felicitări Puștilor de la U17 Că au obținut un egal la farul am uitat la meci pe YouTube Îl găsiți înregistrat La, la Liga de Tinet încerc, Nu știu ce s-a întâmplat Dar la, am uitat la U17 Am tras din greu Ca să obținem acele egal, Adică ca la rovine Deci la un dat Chiar puteam câștiga E total nemerit am obținut Nu mi se pare ok Totuși să te duci cu tricourile verzi Din sezonul știm care și să ai acolo lipit peste un ibet, Bă, pardon, <laughs> da, știți că era vorba de un ibet, să ai lipit să nu se vadă numele. Nu e ok, adică sunt chestii pe care le poți face și nu, ne, nu, e vorba de milioane de euro. Trebuie să le rezolvi, elegant, repede, că sunt deranjante. Asta iarăși, Cătăline, sunt niște, niște lucruri pe care eu, din păcate, nu le pot înțelege. Eu nu. Și vorba aia, sunt și eu director sportiv la o, o academie de juniori, la un club de, de Și Știi cât de repede am rezolvat problema asta? Dă te duci, cum? Și avem același partener tehnic, ca să ne înțelegem. Același da. partener tehnic a Dinamo. Cum am putut noi, într-o lună de zile, să rezolvăm chestia asta? Și atenție, Cătăline, nu cu sume exorbitante. Deci, la, că pot să zic că nu e niciun secret, la 100, nu, 80 și ceva de copii în sfârșit, cu sume până în 20.000 de lei, kit complet, de la același partener tehnic. De la același partener tehnic. Noi cum am putut să o rezolvăm și Dita mai Dinamo nu poate să o rezolve? Eu asta nu pot să înțeleg. Ei, hey, eu am spus la un moment dat că, că nu ridică cineva mincea, dar nu, că nu intrăm și în subiectul ăsta, că ne ducem în toate direcțiile, dar, dar așa și vă surprinde de bre să o putem să o facem. Spre exemplu, era modalitatea noastră, hop, -te, te și personalizai pe, pe tricou, aveai tu tricourile, nu erau niște costuri foarte mari pentru... Da, în fine, trebuie să o rezolvi. E, a fost o chestiune pe care am remarcat-o, m-am bucurat pentru puși că dau seama ce înseamnă pentru ei un egal când suntem destul de jos ca centru, să totul să ții farul în șah la ei acasă, atenție. Dar nu e ok să te duci cu tricole din anul retrogradării, că bale erau postoc. Adică rezolvă și rezolvă repede. Ok, încă ești în perioada de grație, dar încearcă să rezolv mai repede dacă, dacă se poate, că e puțin, e puțin deranjant. Acum fac așa o paranteză, o... A... stai așa, că acum pune Andrei o întrebare și por mă uităm. Că poate fac cu echipă cu Alecu pe viitor pentru asta. Cât de aici ar susține pe stilul de DB un proiect pentru Academia Clubului fără să interfereze cu managementul său? A, tu vii aici cu boțul prin gană, da? Concurența! Concurența? Ce faci, bă, băiatule,